Salutare tuturor, vă prezint biletul de cotă 450 mai târziu pentru că nu vreau să joace alții în afară de abonații mei și meciurile ar fi următoarele: Molde cu Arsenal 2 și 2 plus o cotă de 1.78. Macabite la viu Villarreal, am luat super extra 2. CSKA Moscova cu Final Rotterdam am luat 3 plus, cotă de 1.77. Au jucat două meciuri între ele, în ambele s-au încărcat, a fost 3-1 și 3-1. cu Hoffenheim am luat 2 și 3 plus, cotă de 1.92. Practic Hoffenheim este mult peste CFR cu Roma. Aici am jucat 2 solist, o cotă de 1.62, din cauza că la CFR lipsesc câțiva și Roma totuși e Roma. Deci eu cred că va bate în seara asta, nu se uită la noi. Nice cu Sparta. Am luat după statistică 3 plus o cotă de 1.95, să sperăm că și astăzi își borda goluri între ele. Cea mai mică cotă de pe acest bilet este Leverkusen contra Hapoel Ber a fost un meci nebun. Să sperăm că și astăzi și aici am luat 1 și 3 plus, o cotă foarte mică de 1.39. Rangers cu Benfica sperăm într-un meci cu multe goluri, cum a fost și în tur. Deci am luat 3 plus, cotă de 1.65. Standard cu Leg Poznac, la fel 3 plus, o cotă de 1.67. În tur a fost 3-1 pentru Leg. Mă gândesc că o să marcheze și ei. Standard o să vrea victoria. Azi marcus cu Sociedad. Am jucat peste 9,5 cornere meci, o cotă de 1,85. În tur au dat 16 cornere. Dundal, cu Rapid, Biena, am luat gol, gol și 3+. Plus. Baftă, dacă vreți.